Accidentul se pare că a avut loc în urma exploziei uneia dintre anvelopele mașinii, în urma căreia șoferul a pierdut controlul volanului. Din primele informații pe care le deținem, rezultă că autoturismul Renault, care circula dinspre Ploiești, a părăsit partea carosabilă, intrând pe contrasens. Urmează să facem cercetări cu privire la cele ce s-au întâmplat aici. Două persoane au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, fiind încarcerate și scoase de echipajul zmurt. Impactul puternic, în urma căruia autoturismul marca Opel a luat foc, a captat atenția curioșilor aflați în trecere. Traficul a fost restricționat pe banda pe care a avut loc incidentul. Explozia, am înțeles, s-a intrat pe contrasens și a luat pe băiatul ăsta. Era în fața mea la 50 de metri. Victime nu, decât băieții care sunt conștienți, da? Răniți. Cei doi șoferi implicați în accident au fost internați la Spitalul Județean de Urgență în stare gravă. Ambii pacienți sunt în stare gravă. La examenul preliminar se pare că este vorba de hemoragie interne la ambii. Probabil amândoi vor merge la sala de operații. În momentul de față se desfășoară evaluarea lor imagistică. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cauzele producerii accidentului. Între timp, șoferii sunt sfătuiți de către autorități să fie mai atenți la volan, având în vedere lanțul accidentelor cu final tragic din ultima perioadă.